Tot săptămâna trecută am o discuție la București referitor la proiectul suplimentar pe programul operațional regional, cel care prevede modernizarea unui număr de 10 străzi, bulevarde importante din municipiul Suceava, și aici menționez în primul rând bulevardul George Enescu, strada Universității, strada Mihai Eminescu, dar la fel de importante și străzile care formează drumul european 85 și nu sunt modernizate, vorbim de Traian Vuia, vorbim de strada Cernăuț și de strada Grigore Alexandru Ghica. Am obținut acordul de la Agenția de Monetizare AMEPOR de la Ministerul Dezvoltării. Sigur, dosarul noi l-am depus la Piatra Neamț, el a fost înaintat la București, de acolo avem acordul, se întoarce înapoi acest acord la Piatra Neamț, trebuie să vină vizita în teren, după care vom semna acordul de finanțare. Sper că acest lucru se întâmple cât mai repede, să putem demara în acest an modernizarea acestor străzi și bulevarde importante, în mod special bulevardul George Enescu, așa cum am spus, să lărgim bulevardul cu câte o bandă pe parte și pe alta pentru parcare, să modernizăm, și la fel de importantă este strada Universității, din punctul meu de vedere, și sigur și celelalte străduțe care sunt prinse, și în ultimul rând,